dimineața și salut totodată pe vlogul ăsta nou. Dacă ați văzut începutul, ați observat și că e un pic mai atipic vlogul ăsta, pentru că am pornit direct cu cadrele principale și anume cu imaginile din salonul de tatuaj. Ați văzut și din titlu deja probabil că este... A fost, de fapt, momentul în care am reușit într-un final să fac un tatuaj pe care mi-l doream foarte tare pe deget. Și l-ați văzut filmat și acolo la salon. E vorba de o cameră foto stilizată. În fine, conturul unei camere foto. Și ieri n-am mai filmat nimic. Pentru că am venit de acolo. În fine, au fost niște zile mai dificile pentru noi. Pentru că a avut tot ceva probleme de sănătate. Și ăsta e și motivul pentru care vineri nu a apărut niciun clip pe partea de foto. Și din păcate... Cred că jumătate din săptămâna trecută a fost un pic dată peste cap de ce s-a întâmplat cu ea, că nu s-a simțit bine, fiind a avut o alergie și a fost un pic dubios. Dar sâmbătă, adică ieri, am reușit să ajung la salonul de tatuaj unde am făcut în programare. Este Old Bastards Studio din spatele Romanei, să zic așa, din spatele la Romană. Ce îmi place foarte tare sau ce mi-a plăcut foarte tare acolo, trecând peste faptul că... oamenii sunt simpatici, Cristina, cea care m-a tatuat, o să vă las în descriere, nu e sponsorizat sau ceva, doar că mi-a plăcut foarte mult ce a făcut și vreau să vă las și în descriere Instagram-ul în cazul în care vă interesează așa ceva. Mi-a plăcut foarte tare, în afară de lucrurile astea, vibe-ul de acolo și faptul că pereții erau super fain decorați și faptul că era super, super curat. Fiind primul tatuaj, m-am dus cu tot felul de temeri, vă dați seama că nu am mai făcut chestia asta și nu știam exact la ce să mă aștept. Erau, nu știu, mă gândeam că poate, na, fiind o chestie pe care o faci, care ia în contact cu pielea ta și cu tine și cu sângele tău, evident, la un moment dat, să nu se întâmple chestii, chiar dacă, mă rog, acum toată lumea face treaba asta, dar aveam niște mici temeri. Și mi-a plăcut foarte tare ce am găsit acolo, mi-a plăcut curățenia pe care am descoperit-o, mi-a plăcut faptul că totul era pus la punct, ordonat, avea până și liste de... task-uri de făcut, de spălat, de dezinfectat, de toate cele, totul de unică folosință pe zona asta, extra, extra, extra safe din punctul meu de vedere. Și mi-am făcut prin tehnica asta hand poke, adică nu este făcut cu mașina clasică de tatuaj, este făcut bătut de mână, cu un ac, punct cu punct. E o tehnică, nu știu dacă mai nouă, dar în fine, nu... Eu cel puțin nu știam de ea până când am văzut la Ștefana, de la Ștefana am descoperit și după aceea m-am interesat pentru că rezultatul ei mi-a plăcut, ce am văzut la ea și mi-a plăcut și cum s-a păstrat, cum s-a vindecat și așa mai departe. Așa că am început să văd care e diferența între aparat și tipul ăsta de tehnică handpoke. Am observat faptul că, mă rog, găsiți o tonă de păreri pe internet, unii spun că se vindecă mai repede sau e mai puțin stresată pielea datorită faptului că se bate punct cu punct și nu sunt mai multe ace care lucrează acolo sau în fine. Nu știu, habar n-am, zic și eu ce am auzit, însă, all in all, durerea a fost suportabilă. Mă așteptam iarăși la ceva mai rău de atât, având în vedere că toată lumea spunea că pe deget e greu, apropo, e aici. Și am în continuare folie din asta, m-am dat cu crema acum, l-am spălat, i-am făcut rutina și am pus și folia asta protectoare, care se cheamă Tattoo Film sau în fine Second Skin, a doua piele cum ar veni, tocmai că te protejează de bacterii sau de alte chestii, în primele zile e bine să fie protejat în zona aia. Așa că asta a fost experiența de acolo, mai zis, durerea nu a fost ceva să... te tăvălești, deși m-aș fi așteptat ceva mai rău pentru că este direct pe os sau aproape de os oricum, dar na, au fost și puncte care m-au făcut așa un pic să strâng din ochi pentru că erau un pic mai dureroase, dar fiind și tatuaj mic, fiind și un timp destul de scurt, cred că a durat cam jumătate de oră, a fost relativ, adică nu că relativ, mai mult decât ok. Da, asta a fost experiența majoră și highlight-ul săptămânii. Dacă pot să zic așa, mi-a plăcut foarte tare, all in all, chiar mă întrebau niște prieteni, bine, și când îl faci pe al doilea? Nu știu când, cum, dacă, în ce fel, vom vedea, doar că dacă aș vrea să mai repet experiența, probabil că aș merge tot la salonul ăsta, pentru că am văzut că, nu știu, e ok din toate punctele de vedere. Așa că asta este
Asta este rezumatul și cumva mă bucur că am reușit să-mi fac namblaua asta pe care am de vreo 5 ani, 6 ani, mă tot gândesc la tatuajul ăsta și îmi place foarte tare zona asta. Mi-am dorit mult pe deget pentru că n-am vrut ceva mare care să fie super, super vizibil și, în fine, colorat sau alte chestii. Am vrut ceva micuț care să fie așa, ca un mic accesoriu, ca și cum aș avea un inel. Și am insistat mult. Acum, na, sper să fie ok și să rămână bine, pentru că astea de pe mână, în general, se duc mai repede, datorită faptului că mâinile n-a sunt folosite mai des. Dar mi-am asumat și riscul ăsta, am vorbit și cu Cristina și a zis că e super ok, putem să refacem dacă e ceva, dacă se duce sau se întâmplă lucruri. Momentan trebuie să îngrijesc de el bine ca să se vindece corespunzător și să fie tot ok. Este ziua a doua, cum ar veni, cred că nu sunt nici 24 de ore de când l-am făcut, așa că mai trebuie să treacă ceva timp. Și cam asta a fost cu experiența. Azi fiind duminică, pentru că stau să fie un vlog așa de weekend, cumva. Ieri v-am zis că n-am mai filmat nimic pentru că nu prea am mai făcut nimic. Am venit acasă și toate zilele astea cu problemele lui Dot au săpat puțin în nivelul meu de oboseală. Și n-am avut chef să mai facem nimic. Adică Paul cred că s-a jucat ieri și eu am stat și mă uitam la televizor, la ei, cum se joacă și cam atât. N-am avut chef de activități intense și probabil că asta o să facem și astăzi, o să fie tot așa pe chill. Și cam asta. Voiam să vă povestesc și că am mâncat și primii castraveți deja din colecția proprie, din producția proprie. Cam așa arată tăiat, spălat și acum urmează să punem la cuptor niște pulpițe cu cartofi și să facem o sălățică din el. Dar mi se pare absolut extraordinar că într-o bucătărie, pentru că știți deja cum și unde, am reușit să facem, să crească un castravete, mai ales că aici nici nu e foarte multă lumină, adică nu avem condiții de balcon sau ceva. Deci se poate. Așa că la anul cu siguranță o să mai iau răsaduri pentru că sunt printre legumele mele favorite. Acum să vedem și ce gustare. Test. Ce mișto miroase. Da, deci este the real deal. Asta ca să vedeți că nu e de plastic sau ceva. Și miroase. Îmi pare rău că nu pot să vă trimit prin cameră mirosul, dar ăsta devine salată în seara asta, chiar dacă e unul singur. Sper să-și dea drumul și ceilalți și să crească. Dar da, sunt super fericită că măcar am reușit să aleg un castravete și să văd cum e efectiv să mănânci ceva care nu are porcării chimicale și alte lucruri. Unul din ei pare să se fi uscat, cel care a dat castraveții, nu știu de ce, cred că din cauza faptului că e foarte aproape de lumină, de geam, eu încă nu mă pricep foarte, foarte bine, dar frunzele s-au dus rău de tot, mai ales în perioada asta cu căldura. Eu încă îi pun apă, sper să-și revină. O să vă inserez pe aici că am filmat un picuț să vedeți momentul în care am tăiat primul castravete și cum a arătat și cum era în interior și așa mai departe. Țin să vă spun că este o diferență notabilă între ceea ce luăm din piață sau de pe, mă rog, nu neapărat din piață, dar fie din supermarketuri sau produsele astea stropite care nu sunt de nicio culoare ok. Și este o diferență imensă între ele și produsele bio, pentru că nu i-am pus pesticid, nu l-am stropit cu nimic, nu i-am pus decât apă și atât. Deci e într-adevăr o diferență. Da, anyways, cam asta cu povestea cu tatuajul și cu castraveții. Asta ca să aveți așa un update cu ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă de timp. În ceea ce privește Dot, este bine acum, e pe tratament. Nu se știe de la ce a fost alergia, se presupune că ar fi fost de la o insectă sau ceva, așa că aveți mare grijă dacă aveți animale de companie, ce geamuri deschise lăsați, pe unde mergeți cu ei să-i plimbați, pentru că nu știu dacă nu se dau cu soluții sau cu alte lucruri pe aici, dar cred că e o problemă destul de nașpa cu tot ce înseamnă partea asta de igienizare și de, nu știu, pesticizare, dacă am cum să zic așa. Nu se mai dă cu nimic, nu se mai stropește cu nimic, sunt o tonă de țânțari și nu numai, așa că e bine să aveți grijă că nu știți la ce e alergic fiecare pet. Anyways, asta a fost update-ul pe ziua de azi, ca să
ne și auzim un picuț, să nu fie doar așa imagini din salon. Și urmează să facem ochi, să facem un mic dejun, ceva să mâncăm și apoi să vedem ce ne mai rezervă ziua de azi. Ce faci? Ce faci? Micul dejun al campionilor. Hai să aprinde lumina, că este beznălău. În primul rând, cafeluța am pus-o aici. Așa. Apă și cafea. O punem pe foc. Dăm drumul. Aici facem un ochi. Vreau să fac un sandwich cu șuncă, cașcaval, poate castravete și ochi înăuntru și presate. Apropo frumos de castravete de mai devreme, de care vă ziceam, ăștia nu să-i noștri scumpărați. Dar asta o să fie micul meu dejun, că îmi plac foarte tare astea două împreună. Castravete cu sare și brânză și eventual o felie de pâine acolo. Iar aici este bolul pentru suc. Un mic bol de suc, vreo 5 portocale, un gref mare și 3 banane care vor merge în aparatul de suc de aici, din spate. La aparat. Așa, asta e pornit, e pornit. Ok, începem. Să vorbesc un pic pentru că Paul se uită la meci, la Counter-Strike, sunt câteva finale. Te sper aiurea astăzi părul. Sunt câteva finale pe jocul ăsta, pentru că știți că e întreagă industrie cu tot ce se întâmplă pe jocurile electronice. Așa că l-am lăsat acolo să stea și să se uite. Și voiam să fac așa un fel de încheiere, să vă povestesc așa în mare cam cum a fost și săptămâna asta, să fac un scurt rezumat. Din păcate, vlogul de astăzi nu o să fie înțesat de foarte multe activități sau foarte multe lucruri pe care le-am făcut, nu știu, afară sau în alte părți, pentru că
imediat ce o să vă povestesc o să înțelegeți. A fost o săptămână super, super, super nebună din multe puncte de vedere și cu niște schimbări din astea așa bruște, adică de la o stare la alta, de la un lucru la altul, de la o activitate la alta. Și cumva ăsta e și motivul pentru care nu am reușit să mă adun și să filmez efectiv vineri atunci când trebuia. Am un clip pentru partea de fotografie care o să intre vinerea aceasta și care o să fie legat de zona de portofoliu. Am văzut că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat, mă rog, în privat sau pe Instagram sau mi-ați scris în comentarii despre treaba asta cu un arte și cu portofoliu și cu modul în care mi-am făcut eu portofoliu și... nu știu, cum se face, în fine, sunt practic toate treburile pe care le aveam și eu atunci când m-am înscris la pregătire. Vă spun și aici că vă recomand tuturor celor care vreți să dați admiterea să vă înscrieți la pregătirea din vară. Nu știu exact în ce pe ar fi trebuit, cred, să înceapă sau ar trebui să înceapă săptămâna asta chiar. Dacă n-ați prins prima săptămână sau primele două săptămâni, măcar nu încercați să vă înscrieți pe ultima parte, o să vă ajute foarte, foarte tare. Știu că e stufoasă cartea. Cartea de istorie artei pare o imensitate greu de citit, mai ales dacă te apuci în ultima lună. Cred că pentru examenul ăsta, mult normal, ca să fii liniștit și să n-ai probleme și să reușești să înțelegi lucrurile astea, ar trebui să te pregătești cu câteva luni înainte, ca să ai timp să citești cartea de mai multe ori, pentru că n-ai cum să reții tot, decât, nu știu, că ai o memorie foarte, foarte bună. Hai că mi-am schimbat locul, că nu stăteam super confortabil acolo, mi se încorda mâna. Bun, și asta ziceam că partea de pregătire este importantă. De ce? Pentru că vă ajută să înțelegeți mai bine care e treaba cu imaginile, vă ajută să înțelegeți mai bine toată zona asta de interpretare, cum să fac portofoliu. De asta e super ok și eu consider că dacă aveți ceva care să fie, nu știu... Dacă ați făcut un liceu de artă, deja vă e mult mai simplu și cred că, nu știu, nu aveți întrebările astea sau nu aveți atât de multe what if-uri, să zic așa, ce se întâmplă oare. Însă, în cazul în care ați făcut exact ca mine și v-ați decis în ultimul moment sau poate că n-ați făcut o pregătire înainte pe zona asta absolut deloc sau veniți de la un liceu care este de... cu profil real sau veniți de la un liceu cu profil filologic. Deci nu ați avut experiența propriu-zisă a unei... școli de profil, eu zic că, na, ar fi foarte, foarte ok să treceți pe acolo. În ceea ce privește portofoliu și clipul meu despre portofoliu, o să vreau să vă arăt, pentru că mi-a dat chiar o persoană dintre cei care mă urmăresc, mi-a dat această idee, să fi prezentat cum mi-a arătat portofoliul meu înainte de pregătire și după pregătire, ca să se înțeleagă puțin care-i treaba. Într-adevăr, la început eu aveam impresia că lucrurile stau într-un fel și la început credeam că dacă e o poză frumoasă e suficient, după care mi-am dat seama de faptul că de fapt ceea ce se caută aici nu este calitatea imaginii sau ce se caută mai normal în domeniul comercial, acolo unde contează să fie o poză de calitate, contează ca luminile să fie într-un anume fel și așa mai departe. Aici, dacă regulile nu sunt încălcate, nu este atât de grav pe cât dacă poza nu are neapărat un concept sau o idee. Asta odată. Deci, în felul ăsta mi s-a modificat portofoliul și, mă rog, o să detaliez în clip pentru că n-are rost să povestesc aici toată chestia asta, așa că vineri o să urmeze un clip pe zona asta în care o să arăt efectiv fotografiile pe care le-am avut prima oară și de la ce am plecat la ce am ajuns. Un alt lucru, apropo, de ce voiam să vă zic, că vă căpul pe bateria și n-aș vrea să se închidă până nu termin de povestit, a fost faptul că săptămâna trecută a fost super, super aglomerată din punct de vedere al muncii. Am avut o tonă de probleme cu programul de acolo. S-au întâmplat niște curcături și a fost haos din punctul ăsta de vedere. Mai apoi a urmat problema de sănătate a câinelui, care, mă rog, momentan e ok, dar m-a dat peste cap pentru că nu m-am așteptat să se întâmple random așa, cum a fost cazul. N-am chef să dezvolt pentru că nu e neapărat o chestie care să fie... Nici nu cred că e de interes și nici nu face plăcere să vorbim neapărat despre asta, dar a avut o problemă de sănătate care m-a afectat foarte, foarte mult, în așa fel încât nici n-am putut să dorm foarte bine noaptea, a fost o noapte în care nu am avut-o acasă, a fost la medic și pentru mine este foarte, foarte importantă și așa că a fost destul de greu pentru mine și ăsta e unul din motivele pentru care vineri nu am reușit să mă adun să filmez. Iar mai apoi a fost tatuajul pe care l-ați văzut la început. Și mi s-a părut o săptămână nebună, o săptămână în care am trecut de la extaz la agonie și apoi iar la extaz. Au fost niște schimbări pe care, mă rog, unele erau așteptate, altele nu. Dar, da, a fost haos și sunt puțin crazy. În ceea ce privește tatuajul, v-am arătat, cred. Mă gândesc, stați că nu știu cum bate lumina.
Da, uite cam așa, e o cameră foto, să încerc să vă, adică cred că v-am inserat fotografii. Hai că m-am întors, am lipsit un picuț cât să încarc bateria, să pot să fiu în stare să vorbesc în încheiere aici, să mai povestesc ce mai am de povestit. Și vorbeam despre tatuaj și vă ziceam că, hai că poți să-i spui un moft dacă vreți, dar un moft asumat, un moft dorit de ceva timp. Și am vrut să vă arăt și vouă ce s-a întâmplat acolo la salon, pentru că mă gândesc că poate mai sunt persoane care sunt curioase de chestia asta cu tatuajele. Eu personal am căutat foarte, foarte mult material online, pe lângă ce am întrebat și eu în stânga și în dreapta și cunoscuți care știu că mai aveau desene, tatuaje și așa mai departe, piercinguri sau tot pe zona asta. Și mi se pare important faptul că atunci când te decizi să faci așa ceva, trebuie să fii conștient de faptul că e o decizie pe un termen destul de lung. E ceva ce ar trebui să știi că vrei cu adevărat sau, în fine, să te gândești puțin o perioadă mai lungă de timp și nu e genul ăla de lucruri pe care îl faci așa cum vedem prin filme. S-au dus americanii și au făcut un tatuaj după ce s-au îmbătat în Vegas, nu știu ce salon obscur, și s-au trezit a doua zi cu un fluture pe fund. Nu despre asta e vorba, că eu nu văd așa tatuajele, eu le văd ca pe ceva care trebuie să reprezinte ceva pentru tine. Acum nu neapărat să fie vreo semnificație din asta super dubioasă, ciudată, de care n-am mai auzit nimeni, dar să fie poate ceva care ți-e aproape sufletului tău, un desen care ți-a plăcut foarte, foarte tare, că nu trebuie să aibă neapărat o semnificație personală, mă rog, pot fi o grămadă de lucruri. Iar pentru mine, având în vedere că a fost ceva destul de documentat, citit, căutat, a fost așa un eveniment plăcut și îmi pare rău într-un fel că n-am reușit să mă bucur de moment fiind acolo 100%, pentru că mintea mea stă tot așa la dot. Era practic prima zi în care venise, de fapt, mă rog, trecuse prima noapte în care se întorsese acasă și mi-era teamă cât am lăsat-o singură să nu pățească alte chestii și să n-aibă alte probleme. Că altfel probabil că aș fi fost mult mai hyped și aș fi vrut și eu să filmez, așa m-a filmat doar Paul cât a putut, cât a reușit și el pe acolo și am luat eu câteva cadre cu interiorul. Ca să fac așa un rezumat, mi-a plăcut în primul rând foarte mult cum este amenajat. Deci prima chestie care ți-a ochi este salonul în sine. E drept că nu e ca și cum am vizitat vreo 50 de saloane și pot să-mi dau cu părerea vis-a-vis de altele, dar asta chiar mi-a plăcut și casa, mie îmi plac casele vechi, mi-a plăcut și modul în care este amplasată scara, respectiv faptul că lumea în general poate asociază treaba asta cu tatuajele, cu zone, nu știu, foarte rele, negative, răufamate și așa mai departe, sau, mă rog, nu știu dacă toată lumea, dar știu că există prejudecățile astea. Nu e cazul, este chiar în centrul Bucureștiului. Ideea e că, cum ziceam, în primul rând asta mi-a plăcut, modul în care arată, faptul că aveau decorațiuni de tot felul, erau cărți despre tatuaje acolo, erau arme deasupra casei, mamă, dacă m-a sunat asta, erau arme, deasupra casei de marcat, acolo unde plătești practic, erau o ramă de tablou, după cum bănuiesc că m-am filmat și în clip, deasupra sau în cadrul căreia era pus un AK-47. Sunt atât de entuziasmată apropo de treaba asta, pentru că eu mă joc Counter-Strike din perspectiva asta, nu pentru că aș deține eu vreo armă sau că îmi place mie să folosesc arme. Eu văd sau asociez treaba asta cu puștile, pistoalele și așa mai departe, cu zona de jocuri video și jocuri de genul ăsta, așa că da. De asta am fost entuziasmată și chiar a fost amuzant că le-am trimis colegilor de echipă de Counter-Strike o poză de acolo și ne-a zis, uite mă, avem și aici Kalashnikov în salonul de tatuaj. Asta odată. Mai apoi tot așa v-am zis, m-a plăcut decorurile de acolo, erau chitare pe pereți, chitare care din ce am înțeles au fost dăruite de o formație către unul din cei care tatuează, patronul, cred? Nu știu exact foarte, foarte clar, dar cred că despre patron era vorba, el a fost cel care a primit chitarele respective. Și mi-a plăcut mult chestia asta, iar un alt lucru care mi s-a părut foarte, foarte important a fost modul în care s-a comportat artistul tatuator, și anume faptul că totul a fost foarte igienic. Înainte să ajung acolo, mi-a plăcut faptul că am comunicat foarte bine, am vorbit cu ea, i-am spus toate chestiile care mi-au trecut prin cap, am întrebat-o dacă se poate realiza aici pe deget, pentru că știu, v-am zis, că e o întreagă chestie cu tatuajele, nu e atât de simplu pe cât pare, te duci, te înțeapă și gata. Există tot felul de lucruri care se pot întâmpla, sunt zone mai dureroase, zone mai puțin dureroase, sunt lucruri care țin de modul în care se comportă corpul. Am înțeles chiar de la ea că au fost cazuri când foarte recent,
Și mă refer, nu știu, în limita unor câtorva zile, de la momentul la care a fost făcut tatuajul, s-a șters o parte din el, chiar dacă noi știm că este permanent, dar este practic o cerneală care intră în al doilea strat al pielii, dacă am înțeles eu bine, și practic dacă pielea e tăbăcită, uscată, nu e întreținută cum trebuie sau se întâmplă diverse lucruri, cerneala aia poate să fie eliminată de corp. Așa că se întâmplă și chestii de genul ăsta și mi-a plăcut faptul că am putut să pun lejer și relaxat întrebările fără să mă simt prost, fără să mă simt vinovată că întreb lucrurile astea, ceea ce vă sătuie și pe voi în cazul în care aveți de gând să faceți așa ceva, să vă duceți cu încredere și cu deschidere către persoana care urmează până la urmă să vă facă un tatuaj, pentru că asta este o chestie pe viață până la urmă, sau așa ar trebui să fie, sau în fine, pe un termen destul de lung. Și tot vorbesc despre curățenie și despre lucruri de astea, chiar aș vrea să vă încurajez, dacă faceți genul ăsta de lucruri, să le faceți în locuri avizate, în locuri în care nu sunt pericole, nu la un tovarăș acasă sau la alte lucruri sau într-un salon între ghilimele, într-o zonă obscură sau alte chestii. E bine să știți că salonul respectiv are autorizație, că au mai fost persoane. Ar fi bine să mai fie persoane cunoscute care au fost acolo ca să știți cumva istoricul, adică e bine să existe niște, mă rog, verificări, pentru că până la urmă vorbim despre o rană care se creează în urma unui tatuaj, care înseamnă se zgârie pielea cu un ac ca să intre cerneală de sub și în momentul în care se întâmplă treaba asta pot apărea tot felul de lucruri, de la hepatite și alte lucruri care se pot lua prin sânge până la infecții și alte chestii. De asta e bine să vedeți că acul e de unică folosință, că se poartă mânuși, că totul e steril, că, în fine. Lucru care, după cum ați văzut, s-a întâmplat și acolo. Și treaba asta pe mine m-a bucurat foarte tare și m-a calmat, în primul rând, pentru că am așa o doză de ipocondrie și de paranoia totodată și când vine vorba de sănătate, sunt exagerat un picuț. Așa că eu am pus foarte mult preț pe treaba asta. M-a ajutat și faptul că Ștefana, bănuiesc o parte dintre voi o urmăriți, a fost acolo și eu am încredere în ea și în lucrurile pe care le spune, le face și așa mai departe. Știu că este o fată cerebrală și cu capul pe umeri care nu s-ar duce în cine știe ce bombe. Așa că mi-a plăcut ce am văzut și atunci când a fost ea și cum s-a păstrat, cum s-a vindecat tatuajul ei. Așa că sunt super, super, super happy pe treaba asta. Evident, nu-i singurul salon din lume, deci nu vorbesc numai despre salonul ăsta, să nu credeți că este sponsorizat sau ceva, nu a fost cazul, dar e bine de știut genul ăsta de informații, mai ales că și mie mi-a prins bine să caut și să înțeleg mai bine cum stă treaba cu asta. Iar mai apoi, după ce am venit de acolo, am venit acasă, ne-am ocupat de, nu știu, chestii de genul, făcut un picuț de ordine, făcut ceva de mâncare și cam aia a fost, n-am avut ce să filmez. Azi am început să vorbesc cu voi, ați văzut micul dejun, iar mai apoi am mâncat ce ne-a rămas de ieri. N-am mai gătit nimic, pur și simplu. Ne-am jucat un picuț de Counter-Strike, chestie pe care v-am arătat-o și vouă. Și efectiv nimic altceva. Nu prea îmi plac vlogurile în care stau mult și vorbesc cu voi, pentru că pentru asta sunt cele în care stăm jos și povestim, dar pe de altă parte n-am avut ce să fac și ce să vă arăt. Cumva clipul ăsta a fost mai mult despre partea de tatuaj și chiar am vrut să imortalizez chestia asta pe cameră și să vă arăt întreg procesul și procedura și toate cele. Pentru că, nu știu, vreau să-mi rămână și mie amintire și să știu că e acolo undeva. Iar în rest, a fost chill. Cam asta. Astăzi nu s-a mai întâmplat nimic. Acum e deja 8 seara și mai am zis că mă pregătesc să închid ca să pot să editez și să postez clipul astăzi. Și nothing else. Bun. Închei aici, vă mulțumesc celor care v-ați uitat la mine în clipul de astăzi, sper că v-a plăcut și chiar dacă am stat mai mult de vorbă, a fost așa un fel de punere la zi cu lucrurile care s-au mai întâmplat. Și bineînțeles fac ca de fiecare dată apel către voi, dacă v-a plăcut clipul să-i dați un like și nu uitați să vă abonați canalului, cu tot cu clopoțel, dacă vreți să mai vedeți clipul de la mine în care să povestim tot felul de lucruri pe partea de fotografie vinerea și lifestyle duminica. Astea fiind spuse, eu vă pup! Vă urez o săptămână minunată fiind astăzi duminică și ne auzim în clipul de vineri.